proiect. Întrucât cunoașteți proiectele, nu o să mai dau citire ordinei de zi, vă supun la vot. Ordinea de zi, cine este pentru? Unanimitate. Înainte de a intra în ordinea de zi, dacă sunt observații la procesele verbale ale ședințelor din 29.10.2015 și 3.11.2015. Domnul Martin. La procesul verbal al ședinței din ședința ordinară, pe pagina 2 apare președinte ședința Agafi Mircea, urmând ca apoi la pagina imediat vă lămuresc că m-am văzut două greșeli care trebuie rezolvate. O secundică. Da. E vorba de pagina 8. 8, nu 8. Ce mare așa pe lucru. Da. E vorba de pagina 11. Prezenți la vot 16 consilieri. Voturi pentru 11, voturi împotrivă 7. 11 cu 7, toată matematica să facă 18. Pagina 11, la sfârșit. Prezenți la vot 16 consilieri. Pentru 11 voturi, împotrivă 5, abțineri 2. Iar 18. Iese? Da, verificăm înregistrarea. Păi, domnul secretar, chiar dacă înregistrarea e altă, 11 cu 7, tot 18 fac, nu am să fie 16. Mai plecam. La noi fie filmare altă. Venim duminică, de nou. Da, verificăm înregistrarea. Și vedem cum s-a votat și cât a votat. Probabil la termenul redactare a ieșit. Nu avem cum s-a votat. Dar dumneavoastră nu notați acolo când așa am văzut, renotați. Da, asta am să verific acum, dar nu ies. Bine. Deci astea sunt două amendamente care trebuie rezolvate, ca să nu sărim din exact aritmetic. Alte observații mai atât, sunt? Atât, nu, mulțumesc. Dacă nu mai sunt, supun la vot procesele verbale. Cine este pentru? În vorba modificată. În vorba modificată. Intrăm în ordinea de zi. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Ionești pe anul 2015. Inițiator Alexandru Cristea, viceprimar. Domnul secretar, Doamnelor consilieri, potrivit cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe perioada de un an, care corespunde exercițiului bugetar. Toate operațiunile de încasare și plăți efectuate în an bugetar în contul unui buget aparținut exercițiului corespunzător de execuție a bugetului respectiv. Bugetul instituțiilor publice care se finanțează integral din venituri proprii se aprobă de consiliile locale. În baza deciziei șefului de administrație și deținerea finanțelor publice Bacău, s-a comunicat modificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Ionești. Toate aceste influențe afectează bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Ionești în trimestrul 4/2015. Pentru funcționarea în condițiile de normalitate a serviciilor din cadrul primăriei Ionești, a fost efectuat un revizuire de efecte la un capitol la altul, pe baza analizei efectuate de serviciul buget contabilitate din cadrul Direcției Economică Financiară a municipiului Ionești. Bugetul local al municipiului Ionești cu modificările efectuate este prezentat în anexa numărul 1. Bugetul de venituri și cheltuieli la activitate autofinanțată este prezentat în anexa numărul 2. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată.
compartimentul de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, avem în vedere prevederile următoarele acte normative de prevederile articolul 49, aliniatul 1, punctul 4, legea finanțelor publice locale, versiunea actualizată, prevederile articolul 36, aliniatul 1, punctul 4, legea 27 și 215, privind administrația publică locală, versiunea actualizată, prevederile articolul 51 din ordonanța 77 din 2005 cu privire la ridicarea bugetului de stat pe 2015, prin adresa 53550 din 5-11-2005, administrația județeană a finanțelor publice Bacău, comunică modificarea sumei defalcate din taxa pe valoare adăugată de finanțare cheltuielile descentralizate, după cum urmează. Suma totală alocată pe comunitate a fost de 4.042 lei. Pentru finanțarea de bază unități de învățământ pe universitar de stat a fost alocată suma de 694.000 lei, din care salarii, sporuri și alte drepturi salariale 419.000, cheltuieli prevăzute la articolul 104 se referă la cheltuieli materiale 275.000 lei, hotărâți de Cărtărești 3.100.000 lei. Finanțarea dreptului asistenți personale, persoane cu handicap 137, sumă de facturate pentru echilibrarea bugetul 1.000 lei. Din analize efectuate de organele de specialitate, din cadrul direcției pentru servicii de bugetul contabilitate, s-a constatat că la unele capitole pe vederea bugetului nu au fost angajate sume alate ca sunt necesare fondurile de cheltuieli privare, fiind necesare efectuarea unui proiect de crește, astfel, cheltuieli de personal, ca 51.02, se reduce cu suma de 400.000 lei, 65.02 învățământ, se suplimentează 3.630 lei. Capitolul 6802 se suplimentează 37.000 lei, cheltuieli material 51.02 se suplimentează 200.000 lei, 6502 cu 270 se suplimentează 275.000 lei, capitolul 6702 se suplimentează 101.000 lei, capitolul 7002 cu suma se suplimentează 905.000 lei, capitolul 5182 se reduce cu 100.000 lei, capitolul 5502 se reduce cu 100.000 lei, rambursări de credite 7002 se reduce cu 100.000 lei, cheltuieli de capital 6602 se reduce cu 80.000 lei, 6702 cu 100.000 lei, 7002 se reduce 70.000 lei, prefinanțare 7002 se reduce cu 400.000 lei. Bugetul local cu modificări completări este prevăzut în anexa numărul 1 la hotărâre. Bugetul autofinanțat este prevăzut în anexa numărul 2 la hotărâre. Față de cele menționate, vă rog să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Înainte de ședință, am văzut două solicitări pentru cumpărarea unor autoturisme. Domnul primar, cred că va explica, ca să știu, nu le-am prins în buget. Dacă se aprobă, ca să fac modificări în structura bugetului. Vă mulțumesc. Avizul comisiei? Avizul comisiei este favorabil. Discuții? Domnul Zahar, acum. Trebuie să ne clarifice domnul director sau domnul viceprimar legat de aceste mașini, dacă... Ce dacă fac obiectul discuției, proiectul acesta. Potit? Dacă fac obiectul discuției în acest proiect, vin la această mână astăzi. Vincere, astăzi, dacă dumneavoastră le aprobați, modific bugetul, dacă nu, nu se pot cumpăra. E o solicitare de la Direcția de Asistență Socială și una parte de la piață. Sunt rămasă la domnul viceprimar. Dacă nu mai sunt discuții, nu, altfel, asta a fost undeva suplimentar. Supun la vot. Așteptați puțin. N-am terminat. Vreau să întreb legat de cheltuielile de capital. Este o reducere a lor la cultură, sănătate și dezvoltare publică. Aceste reduceri se datorează faptului că au fost supraevaluate aceste sume stabilite la început sau s-au redus din investiții pe aceste capitole? Domnul consilier, o parte au fost supraevaluate, iar o parte nu s-au mai efectuat. Care nu s-au mai efectuat? Nu pot să vă, n-am o informație așa, dar nu să vă pot informa care nu au fost. Din veniturile proprii, dacă ne puteți spune sau ne puteți din anul acesta sau anii anteriori, cota parte a impozitelor pe salarii, cât se regăsește în acest an și care este ponderea lor în bugetele anterioare, cu cât au crescut sau dacă au scăzut. Mi-aș dori să fi crescut, dar nu cred. Nu, vă pot spune imediat. Deci veniturile proprii al comunității sunt în sumă de 350 de miliarde. De la an la an au mai scăzut, dar... 377 mai mult. Da. 377 sunt prevederi, dar realizări în funcție mai mult de 350 de miliarde nu putem realiza. Din 350 de miliarde, 150 de miliarde sunt sume din cote defalcate. Acum un an, cotele defalcate au fost în jur de 160 de miliarde. Ponderea impozitelor pe salarii în acest, cam cât este? Cam cât la sută? Putem să facem un raport de 100, la 100, 160 la 350. Deci o treime. Pondere, cam așa. Deci în jur de o treime. Da. Au crescut sau au scăzut față de anii anteriori?
Că locurile de muncă au cam dispărut din oraș. Vă fac o estimare, oricum de crescut n-au crescut. De crescut n-au crescut, vă asumțim și noi. Pentru că nu s-au mai creat locuri de muncă. De asta am pus întrebarea și de asta tot insist și am avut discuții cu domnul Cristea și cu vechiul primar. Mi s-a promis sprijin, dar n-am găsit, legat de acel proiect facilități fiscale de minimis. Mi se tot arată așa sus, că acolo se oprește. Mai este doar o singură consultare cu Consiliul Concurenței, atât. O singură consultare. Bănuiesc că ori nu se dorește, ori nu se poate. Dacă nu se dorește, ne explicați, dacă nu se poate, ar trebui să știm de ce nu se poate. Este doar o singură consultare cu Consiliul Concurenței. A mai rămas acum 3-4 luni, dacă ne-am eu bine. Eu, așa cum v-am spus și până acum, repet, nu am primit până în acest moment oficial proiectul despre care vorbiți, după ce îl primesc și este la etajul 2. Îl văd, pot este să... Este la etajul 2. Ce urmăresc că am prins cu domnul Chirea, destul de des. L-am rugat să vă dea, ne-ați promis sprijinul, vă rog frumos. Dacă nu doriți să-l promovăm noi opoziția, puteți să-l asumați dumneavoastră, numai dați-l de o dată. Domnul consilier, cred că am fost destul de clar. Dacă proiectul nu a ajuns pe biroul meu, nu pot să ce trebuie să facem ca să ajungă la dumneavoastră? Îl depuneți la legislatură este de prima. Este depus de foarte mult timp. Mai degrabă o consultare, timp, mai cât foarte mai mult timp. Eu sunt legea, de câteva luni de zile. Dacă n-ați fost atent acum un an, legea impune ca după ce Consiliul Concurenței îți dă girul, după aceea intră proiectul în forma de aprobare în Consiliul Local. Până atunci nu avem ce aprova. Mai este o singură consultare cu Consiliul Concurenței, atât una. Era cu 3-4 luni. Nu știu dacă s-a mai modificat legislația. Deci grila de facilități este dată, legătura cu Consiliul Concurenței am dat-o, corespondența am dat-o, mai trebuie doar sincronizarea între legislația noastră și europeană. Atât. Nimic. Da, cred că efortul de a-mi transmite proiectul nu este prea mare și atunci aștept proiectul și putem păi să... Păi este la domnul Chiliar. Vreți să le dau eu? Îl dă domnul Chiliar. Nu mai trebuie nimic așa, adică un sprijin. Atât. Mulțumesc. Alte discuții? Dacă nu, mai sunt, supun la vot. Cine este pentru? Mașinile nu s-au luat nicio hotărâre, de rămâne... L-am votat, îl votăm data viitoare cu mașina. Nu, dacă să știu să fac modificarea, nu păi da, dar trebuia să fie pentru... Bine, vă mulțumesc. Avem... Puteți supune. Stați puțin să lămurim situația. Păi, nu vedeți că nu știm niciunul despre ce e vorba? Credeți că o hotărâm așa în 20 de... Veniți cu modificare de buget luna viitoare și luăm și mașini și gondole și ce vreți dumneavoastră. Domnul consilier, dacă le punem pe luna viitoare, pierdem ajutorul de la Rabla. Au fost 3 mașini casate și se achiziționează 2 mașini. De una e nevoie la asistență socială pentru a căra alimente la... Trebuie să spun eu asta, deși normal trebuia să spună colegii mei, neapărat de specialitate. Este nevoie de o mașină la Direcția de Asistență Socială pentru a căra alimente la cele 2 centre, dintre care unul se va deschide anul viitor, cel din satul Catolic. Și două mașini la piață au numeroase deplasări la obor și în teritoriu, se plimbă în situații riscante cu sume de bani asupra lor și oamenii au nevoie de o mașină să se deplaseze în interiorul instituției. Dacă noi nu vom vota luna aceasta, pierdem, nu ne mai putem încadra pe programul Rabla. Asta e singura chestiune pentru care țin să se voteze astăzi. Cumpărăm niște mașini mai ieftine. Să supuneți la vot problema de gata, cum inclusiv mașinile astea două, una e pe autofinanțată și una pe social. Da, sigur, că da. O da. Puteți să amendament. Supunem la vot cu acest amendament. Da. Cine este pentru? Achiziționarea mașinilor. Două amendament. Asta eu nu mai reușesc să înțeleg. Există un proiect de hotărâre pe care l-ați făcut de modificarea, de rectificarea bugetului. Da. Și astăzi, domnul consilier, astăzi a apărut pe... Bun! Da. Care este proiectul final? Proiectul final care v-am prezentat, dar astăzi a apărut pe masă două solicitări de la direcția... Am înțeles. Care este proiectul final? Proiectul final să se pune și asta dacă aprobați dată. Păi care este, domnul director? Spuneți-ne cifric. Noi aici aprobăm o hârtie pe care ne-a spus-o în față, da? Asta o aprobăm. Nu putem să aprobăm o hârtie pe care o puneți peste o oră în față. Vreți să facem treaba asta, mergeți în biroul dumneavoastră, refaceți bugetul de venituri și cheltuieli, dați-ne cifrele exacte și atunci stăm de vorbă, așa se votează, nu votăm ceva ce va fi. Eu cifre exact nu trebuie să mă duc în birou, vă pot spune aici că... Și nu spuneți, dați scris. Să modifică... Păi modificați, luăm 2000 din partea aia, punem în partea aia, luăm 4000 de dincolo, dăm în partea cealaltă, avem 3 tichete de rabla, folosim 2, unul îl ducem acasă,
Știm despre ce e vorba, așa? Dacă mă ascultați, nu mai vorbeați. Eu am zis, dacă se aprobă, în cazul ăsta trebuie să fac modificări în lista de investiții. Da, asta faceți, domnule. Îl votăm pe ăsta peste o jumătate de oră când aveți modificat. Dacă se aprobă lista de investiții, se modifică pe unul. Iar trebuie modificată lista la bugetul local 50.000 și 50.000. Iar la bugetul local trebuie să fac o virare la capitolul 68, la cheltuieli materiale 70.02. Și nu aici. Și nu puteți să o faceți să le spuneți domnule ăsta, să modificările. Dacă nu puteți să aprobăm ceva cu pe care o să faceți după aia. Întâi trebuie să faceți și aprobăm ce ați făcut. Domnul Schilea, nu putem amâna proiectul ăsta? În locul meu, 20 de minute vine cu hârtirile ăstea să știți. Da, domnule, iată discuții. Povestim că îl aprobăm și îl ducem mai încolo. Domnul director, vă rog să pregătiți documentația astfel încât colegii nu știu se poate vota. Ca toată anexa 1. Duc la cheltuială funcționarea, nu se face în urmă. Trebuia modificată până la ora asta. Dacă adresele au venit acum, la ora 1, la mine pe masă. Da, dar discuția despre asta s-a făcut cu multă vreme. Și haideți, vă rog frumos să pregătim materialele pentru că noi se poate vota așa. La mine, când vine adresa, atunci fac modificare. Personalul care a rămas la societate asigură întreținerea bunurilor. Producerea societății a 54.208 din 9.11 solicită rectificarea bugetului societății de 2015. Conform normei de fundamentare, bugetul se impune rectificat, dar se fac și principali indicatori estimați au suferit modificări. Venitele societății au scăzut de la 136.084.000 la 63.913.000, la fel au scăzut și cheltuielile anumite perioade. Întreaga documentație privind rectificarea bugetară este prezentată prin adresa numărul 54.208.9.11 și anexe. Va fi cele prezentate și analizând întreaga documentație depusă, propunem aprobarea rectificării bugetului se începe anul cu cheltuielile sau unești. Va fi cele menționate și vom să aprobați proiectul de hotărâre pe urma prezentată. În urma discuțiilor din comisie au fost două voturi pentru și două voturi împotrivă. Deci comisia este nedecis. Da. Discuții. Prezența în sală și acel lucru la termon să fie, dar nu există. Dar de fiecare dată nu sunt invitați. Domnul la termon nu sunt. Ar fi trebuit să vină să-și expună și punct de vedere. Mă așteptam, dacă erau și ei prezenți, sau înainte de acest proiect,
să dăm curs cererilor de repunere a sistemului. Iar nu există nici această dorință. Din păcate o să pierdem și acei 15 miliarde dați de guvern. Se vor duce în alți 10 miliarde care le-am pierdut în acest stat. O să-i povestesc altă dată. Votul nostru va fi împotrivă legat de acest proiect, pentru că bugetul, văd că la fel se referă la cheltuieli salariale foarte mari, la venituri foarte mici. Obiectul de activitate al termonului există, doar de recuperare a datoriilor în executări și atunci considerăm că bugetul de față nu reflectă activitatea pentru care a fost înființată în Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotriva? Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a obiectivului Catedrala Ortodoxă Pogoreța Sfântului Duh din municipiul Onești către Parohia Pogoreța Sfântului Duh. Inițiator Alexandru Cristea, viceprimar. Domnul secretar, domnule, domnule consilier, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște consiliere și toate problemele din Comisia Locală, pentru că legii 205, ce pentru anumă administrație publice locale, inclusiv în ceea ce privește la administrație de acestea, pentru că comunitatea numărilor imobile, proprietatea publică locală, proprietatea publică sau privată locală, persoanele juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitatea de binefacere sau de utilitate publică, o servicii locale. Catedrala Ortodoxă Pogoreța Sfântului Duh, din municipiul Onești, de care a prevedere numărul 2, este un obiectiv de interes public preluat spre a fi construit și finalizat din fonduri publice, care a fost recepționat parțial și preluat în folosință de către Parohia Pogoreța Sfântului Duh, în vederea desfășurării serviciilor religioase. Prin prezentul proiect de hotărâre se urmărește încheierea actului juridic de dare în folosință gratuită de perioada perioadei normale de funcționare a fondului, a Catedralei Ortodoxe Pogorârea Sfântului Duh către Parohia Pogorârea Sfântului Duh din municipiul Onești. Față de cele arătate, supunem analize și rezultatele deliberativului local aprobarea proiectului în forma prezentată. Aș vrea să vă spun că proiectul inițial a fost modificat, forma modificată o aveți și din urmă. Da, a ieșit să o perimetru la 60 de ani, nu? Raportul de specialitate. Având în vedere durata mare de realizare a lucrărilor de construcții la obiectivul menționat, în funcție de fondurile disponibile, după finalizarea structurii de rezidență a venitorii și a tencuielilor interioare, a apărut necesitatea întreținerii acestora. În acest sens, pentru a se permite atât întreținerea, cât și atragerea și investirea unor fonduri suplimentare necesare finalizării obiectivului, în afara celor de la bugetul local, se propune darea în folosință gratuită pe durată determinată a construcției Catedrala Ortodoxă Pogorârea Sfântului din municipiul Onești către Parohia Pogorârea Sfântului Duh. Continuarea lucrărilor cu fonduri de la bugetul local va fi restricționată. Datele tehnice ale clădirii sunt următoare. Autorizația inițială de construire în anul 37-3-2003 și autorizațiile de construire ulterioare pentru continuarea lucrărilor. Proiectul a fost numărul 44-2001. Proiectul de sege prolex în SRL Bacău, beneficiar Consiliul Local al Municipiului Onești, executa în sege aponem SRL de Bocna, achiziția lucrărilor care au făcut prin licitație publică deschisă. Amplasamentul este în strada Belvedere numărul 2A, Municipiul Onești. Suprafața construită a clădirii este de 1283 de metri pătrați, suprafața utilă 2178 de metri pătrați, suprafața desfășurată 3684 de metri pătrați. Capacitatea este de 1000 de persoane. Are regim de înălțime pe 3 nivele, subsol, parter și un nivel, plus curele cu volum compact până la vota plus 11. Înălțimea totală a clădirii este de 47 de metri. Construcția este prevăzută cu un subsol, parțial cu destinația de adăpostală, parțial cu destinația de biserică. În caz de război, biserică, zona de biserică poate fi utilizată ca adăpost antischijă cu minim de lucrări pentru 280 de persoane. Accesul la parter este prevăzut prin intrarea principală și prin patru intrări laterale. Accesul la subsol se face prin patru căi amplasate în turnă. Evacuarea din subsolul ala se face prin două tunele. Stadiul fizic actual este următorul. Construcția în prezent nu este finalizată, având realizată structura de rezistență în proporție de 100%. Adăpostul chimic ala cu suprafață 203 metri pătrați de la subsol este finalizat. Subsolul din zona bisericii nu este complet finalizat.
Sunt executate o parte din finisaje, respectiv tâmplăria, numai ferestrele, care sunt realizate în totalitate, câteva uși sunt montate. Tencuiele interioare și stratul suport pentru pechiul este realizat în totalitate. Tencuiele exterioare sunt realizate în prag de piatră, în totalitate. Inveritoare este realizată din tablă de cupru în totalitate. În turle sunt montate 5 clopote, 5 cruci. Este realizată alimentarea clopotă, realizat acordul la rețeaua de gaze naturale și acordul la energie electrică. Instalația electrică este realizată în parțial de la subsol. Măsurile de protecție împotriva incendiilor nu sunt realizate. Nu este realizată parțială la parter și nici la nivelele superioare. Pretele de acces și pretele interioare nu sunt finalizate, suprafețele interioare nu sunt finisate, nu sunt realizate balustrade de protecție. Alte lucrări de arhitectură care nu au fost menționate în spațiile de lucrări nu sunt realizate. Canalizarea menajeră și canalizarea pluvială este realizată. Catedrala dispune deci de instalație electrică și de instalație sanitare cu planșamentele și contorizările aferente stare funcționale. Deoarece adăpostoala trebuie să fie disponibilă în caz de necesitate permanent, propun stabilirea în cazul contractului a unor măsuri necesare accesului nerestricționat pentru reținerea, modernizarea, existarea sau utilizarea acestui acest de trecere interne. Față de cele prezentate, vă rog să aprobați. Avizul comisiei. Aviz favorabil cu majoritate de vot. Nu mai funcționează, v-a scos mult, din cauza asta. Știu că vorbiți mult și... Discuții pe marginea proiectului. Aveți în alături. Și eu, doamna președintă, sunt ocupat cu sunt pusă din mâna. Gata. S-a rezolvat. Nu se poate. Doamna Pașco. Eu am o singură întrebare pentru domnul viceprimar cu atribuții de primar. Dacă înainte de a ședința de astăzi a luat legătura cu reprezentanții parohiilor și a discutat despre ceea ce urmează la face. Răspunsul este afirmativ. Chiar vreau să vă spun, să vă aduc la conștiință tuturor că forma modificată a contractului vine în urma unor consultări pe care le-am avut, pe care domnul secretar le-a avut cu juristul Episcopiei Romanului și Bacăului, care a fost prezent la Onești zilele trecute. Au format o serie de amendamente pe care le-am acceptat și am modificat forma contractului în actuala formă care vă este prezentată. Sunt mai mult chestiuni de formă decât de fond. Vreau să vă spun în același timp că atât eu cât și Părintele Alupii ne dorim ca acest proiect să fie aprobat. Dumnealui nu a putut fi prezent astăzi pentru că este la o slujbă, l-am invitat. Fără aprobarea acestui proiect, Catedrala cea mai probabil va avea anumite impedimente în ceea ce privește primirea de finanțări de la instituțiile statului, întrucât nu îndeplinește calitatea de cofinanțator la proiectul de investiție. Mulțumesc. Domnul Martin? Păi, dar am picat ultimul mâna. Au luat o lista de la coadă la cap? Da. Eu am aceleași nelămuriri pe care le-am avut și la ședința anterioară, la o ședință anterioară în care am mai fost pus pe tapet acest proiect. Și din ceea ce a spus doamna Bordei, am înțeles că dacă pe rezistență, structura de rezistență este terminată 100%, cea de stingerea incendiilor este nerealizată. Și vă întreb pe dumneavoastră, așa cum vă întreb pe toți dumneavoastră consilieri care veți vota acest proiect, dacă începând cu 1 ianuarie, după ce va fi semnat acest contract de folosință gratuită, Primăria Municipiului Onești va da aviz de funcționare Catedralei Pogorea Sfântului Duh, pentru că nu are de la ISU avizul de folosire, probabil. Se pot întâmpla orice. Noi avem experiențe recente. Și de asemenea, lipsa Părintelui Alupii, că este o slujbă, am înțeles, dar cred că putea să trimite și pe altcineva care să vină în fața noastră și să spună că totul este în regulă. Eu mă voi abține la acest proiect, așa cum am făcut și la... Mi-a stăiat mă? Nu, s-a întâmplat de singur. Deci, mă voi abține de la a vota acest proiect, pentru că nu sunt 100% convins de buna credință și de
faptul că acest lucru este absolut necesar pentru desfășurarea activității în catedrală. Vă mulțumesc pentru încredere. Domnul Cristian, vreți să ne aducem aminte că am plecat la drum cu aceleași obiective pe care dumneavoastră le-a schimbat între timp? Domnul Cristian, mulți din sala asta cred că o să mai votez, după cum spun poții. Mulțumesc, domnul Lernal. Eu nu-i votează altfel. Catedrala Autodoxă să Bucurea Sfântului Duh este un obiectiv mare al orașului nostru. Și trebuie să avem înainte de orice și chiar când ne pronunțăm cu respect față de acest obiectiv deosebit și care dă valoare acestui municipiu, aflarea intersecția mai multor zone religioase, de fapt. Și cred eu că este bine să înțelegem cu toții că fără credință și fără acest far trăuzitor care a fost de-a lungul anilor pentru cultură, pentru viața spirituală în România, să avem grijă și în continuare, cu același respect, să finalizăm o serie de lucrări care le facem, de fapt, în parteneriat. Acest obiectiv nu este numai la primăriei. Este un obiectiv comun, unde efortul investițional se face atât de primărie cât de secretariatul pentru culte. În acest sens, pot să vă spun, și mai sunt eroriașe, care nu trebuie să neglijăm. În momentul când am preluat această catedrală, 3 miliarde și jumătate de lei au fost adunați de la eroriașe din municipiul nostru. Restul a venit bani de la secretariatul pentru culte și majoritatea surselor au fost asigurate de către primăria municipiului prin Consiliul Local. Dacă acest obiectiv ar fi fost gata, cel puțin 98%, atunci nu era nicio problemă ca să-i dăm drumul. Dar cred eu că mai sunt încă foarte multe lucrări de făcut pe care noi trebuie să le avem în vedere și dacă printr-un efort susținut care dorim să-l facem, în 3 ani de zile până la Marea Unire, să -l rezolvăm în totalitate și să tăiem panglica la acest obiectiv. Este păcat să nu ne unim eforturile și să dirijăm aceste fonduri, aceste surse financiare către obiective de mare importanță pentru comunitatea vâneșteană. Sunt lucruri care rămân și nu trec. Și am să vă amintesc doar câteva din lucrări care trebuie să în această perioadă, care arată de fapt că obiectivul este într-o fază de, nu de început, dar oricum, lucruri foarte multe de făcut pe interior. Deci la ora actuală, vreau să vă spun că nu avem lucrări de placare la interior, cu granit și marmură, pardosel, trepte, palier al ostracolalei, glafuri la ferestre interior, coloane de susținere, nu sunt placate, ornamentele pentru acestea, nu avem balustrăzi la scări interioare și exterioare, pentru balcon, pentru coral. Platformă extinsă în fața ușii, pentru principală, la intrarea principală a acestei catedrale, pentru procesiuni religioase, cu treptele de acces corespunzătoare acestei unități arhitecturale din orașul nostru. Instalația de încălzire a catedralei, atât în spațiul central, cât și la demisol, cât și anexele. Finalizarea instalației electrice și de iluminat. Instalația de avertizare la incendiu, conform măsurilor legale. Și, de asemenea, obținerea de către autoritatea locală, împreună cu biserica, pentru funcționare provizorie, în prima etapă, de la ISO, de la pompier, și apoi o autorizație finală. Mobilierul religios, catapeteasma altarului, strane, bănci pentru eroriaș, mobilier pentru corală și activități conexe, pictura și mozaicul iconografic la interior și exterior, conform normelor bisericești. De asemenea, sistematizarea curții interioare a catedralei în perimetrul acordat de către Consiliul Local, porți, gard ornamental, alei, bănci, aghiazmatar, grupuri sanitare pentru public și alte asemenea lucruri. Am amintit doar câteva dintre ele, ca să aveți în vedere că obiectivul mai are încă mult de primit din partea autorității locale și la secretariatul pentru culte, care să fie terminat în 3 ani de zile. Se poate face acest efort din partea noastră tuturor. De aceea cred eu că este bine acest proiect să-l amânăm pe toată dată. Vă mulțumesc! Da, vreau să dau un răspuns domnului consilier Lernalu. Mulțumim pentru expunerea făcută. Am înțeles că avem 3 ani de zile să facem tot ce n-ați reușit să faceți până în 2012. E un deziderat destul de provocator și m-aș fi bucurat că astăzi lista pe care ați prezentat-o să fi fost dusă la îndeplinire și catedrala să fie terminată. Dacă v-ați fi uitat cu atenție în proiectul de hotărâre, la articolul 5 se menționează foarte clar faptul că municipiul Onești, în calitate de proprietar, va continua lucrările la obiectivul de investiții, ceea ce înseamnă că nu ne luăm mâna de pe catedrală, așa cum s-a mai spus, investiția rămâne.
în cadrul primăriei. Însă trebuie să vă spun că pentru toate aceste obiective care nu sunt realizate și pe care le-ați enumerat, este nevoie de bani. O parte din bani în zilele în care discutăm sunt propuși a fi finanțați de către Ministerul Culturilor și sunt curios cum Catedrala, fără acest proiect, va putea să cheltuiască acei bani. Eu vă spun, vă aduc toate aceste chestiuni la cunoștință, sunteți maturi, aveți experiență și votul dumneavoastră va ajuta sau nu în Catedrală. Permiteți. Deci, eforturile noastre de-a lungul anilor au fost să scoatem Catedrala din pământ. Și am ajuns la cota aceasta la care, cum spunea și doamna inginer Bordei, este și acoperită și pe exterior este terminată. Dar, în ultimii 3 ani de zile, 3 ani și ceva, activitatea a lăsat motoarele deoparte. Vreau să vă spun că în 2015 nu s-a făcut mai nimic. Nu trebuie să ne ascundem după degete, ritmul a scăzut, nu știu în ce considerente, numai financiare nu. Finanțe sunt, banii trebuie schimbiți ca atare și atunci se poate și Catedrala termina. Mulțumesc. Da, în același an 2015 ne bucurăm că avem un spital acreditat și un compartiment de primiri urgențe în dezvoltare și un spital la un alt nivel de dotare, da? Sunt multe în dezvoltare. Mulțumesc, domnul Graciu. Cred că m-ați spus și pe mine, m-ați trecut pe lista, nu? Pe altă. Domnul era urmă. Mulțumesc. N-aș dori să intru într-un concurs de argumente în competiție cu cineva care nu susține acest proiect sau care îl susține. Ceea ce este clar că această investiție trebuie terminată. În ultimii 3 ani au fost destule propuneri în acest sens, cât timp să o terminăm. Mi-au spus în 300 de ani, unii 50 de ani, unii 20 de ani. Eu nu mi-am propus să mă hazardez acum până a face o prognoză în acest sens, dar este clar că trebuie terminată și măcar să fim și noi contemporani cu finalizarea lucrărilor. Dacă nu să fim ca și alții, să nu avem calitate de ctitori. Totodată e adevărat că nevoile oneștenilor sunt diverse, de la infrastructură, căldură, apă și multe altele. Trebuie să ne asumăm cu bune și rele. Eu mă voi abține de la vot dintr-un singur motiv. Am încredere în discuțiile purtate de domnul secretar și domnul primar cu părintele Alupii. Din păcate, nu am putut să iau legătura cu părintele Alupii, să fie prezent și să ne spună, da, domne, ne asumăm recepția, sau cum vă spun eu, putem primi spre folosință această catedrală. Vă garantez că în prima clipă, când va veni prezent în sală dânsul sau un reprezentant al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, voi vota pentru. Dar până atunci, până cineva din tabăra cealaltă nu își asumă această preluare, am rezerve. În consecință, mă voi abține de la vot. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dar, în primul rând, dau un sfat domnului primar, să-i spun că este prea tânăr ca să începe să laude cu niște investiții care au fost concepute și pornite de altcineva și dânsul are numai meritul că faza finală s-a terminat sau că este contemporan cu terminarea acestor investiții. Este un sfat, dacă vrea să învețe ceva în acest sfat, bine, dacă nu, este alegerea dânsului. Acest proiect, eu am avut la comisie două proiecte, de fapt două forme modificate. Una, tot formă modificată pe care am discutat-o în comisie, a doua este tot formă modificată, dar care pe aici, pe acolo, schimbă lucruri esențiale. În primul rând, un contract este valabil atunci când avem o ofertă și o acceptare. În cadrul contractului de comodat, oferta trebuie să o facă proprietarul către cel care va prelua sau poate să preia folosința acestui bun. Or, noi nu avem această acceptare. Pentru că, sau invers, putea să facă și invers. Parohia trebuia să avem la dosar o adresă prin care solicită darea în folosință gratuită a acestui imob. Noi nu avem acest lucru. Că a vorbit domnul secretar sau domnul primar cu, eu știu ce, jurist sau cu... Nu este angajată voința celui care preia sau va prelua acest bun în folosință.
Deci nu putem vorbi despre încheierea unui contract ca prin obligarea de către noi, care suntem o putere, să preia parohia o acest bun. Acest bun nu poate fi preluat pentru că, așa cum spunea și domnul primar Demnaru, nu este în fază, nu zic de finalizare, mai are mult până la finalizare. Dacă era cel puțin într-o fază de 90% sau eu știu, peste 90%, puteam vorbi de o dare în folosință, pentru că bunul îl dăm ca persoana respectivă să folosească de el, nu să, eu știu, să facă ce cheltuieli care, de fapt, nu sunt în sarcina celui care preia bunul în folosință. Am văzut aici un raport de specialitate semnat de doamna jurist consilier Romeda Laura Teodora, care văd că n-a mai fost susținut acum la forma modificată, pentru că aici spune foarte clar că bunurile care sunt proprietate publică pot fi date în folosință gratuită pe termen limitat. Nu, mie se pare că aici este un termen nelimitat. Pentru că folosința gratuită, această folosință este practic cât există bunul. Deci este un prim aspect. Al doilea aspect, în primul proiect, ca să vă observați și dumneavoastră cum s-a gândit de fapt, că asta a zis, să dăm catedrala parohiei și să se descurce. Adică primăria, proprietarul n-ar vrea să-și mai asume eventuale obligații de a continua investițiile, pentru că la obligațiile părților, la obligațiile comodantului, spune așa, comodantul poate să suporte. Deci nu era o obligație imperativă. De-abia acum, prin acest proiect modificat, se spune că va continua. Dar nici asta nu este o obligație imperativă din care să se nască obligația OAT-ului de a continua aceste investiții. Mai mult decât atât, contractul este unilateral. Obligații are numai cel care îl preia. Comodantul, adică proprietarul, din moment ce l-a dat, nu mai are obligații. El poate avea niște obligații ce decur fie dintr-o înțelegere anterioară, cum este cazul nostru, fie ulterior. Și de aceea, necesitatea ca OAT-ul să continue aceste investiții trebuie prevăzută în contract, dar spun eu, într-un mod imperativ, care să oblige primăria OAT-ul fără niciun fel de interpretări. Eu, unul ca cetățean al orașului, nu mi-am dorit această catedrală. Pentru că am considerat că un municipiu onest, așa cât este el de mare, are destule biserici și ar trebui poate alte investiții. Dar în moment ce ea a fost pornită și arată, spun eu, foarte frumoasă, ar trebui să ne mândrim cu ea și eu cred că, așa cum au spus și ceilalți, că OAT-ul trebuie să continue să o termine. Iar acest contract și această hotărâre, zic eu, hai să o dăm după ce se va semna procesul verbal de predare-primire. De altfel, eu nu știu de ce discutăm acum această hotărâre, pentru că în articolul 6 din forma modificată spune așa: prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 3 zile de la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor semnat între constructor și beneficiar. Și apoi de ce o mai aprobăm noi acum? Dacă ea intră în 3 zile când va fi finalizată? Zic, haide să așteptăm stadiul final al finalizării și atunci să hotărâm. De aceea, noi toți din consilieri la Partidul Liberal ne vom abține pentru aceste motive la acest proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt... Dați-mi și mie, doamnă, cuvântul. Lista s-a închis, domnul. Și zi, mai mult. La proiectul viitor. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Da. Văd că acolo se ridică, scoboară mâinile. Că fiecare votează cum vrea, domnul Buzunaru. Cine este pentru? Cine este pentru? Îi votează acum cu gândul la lupii. Ce înseamnă? Împotriva? Abține? Nu poți să câștigi mereu, domnul avocat. Mai și pieți. Dăm la primăvară. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a obiectivului Biserica Ortodoxă Maria Magdalena din municipiul Onești către parohia Maria Magdalena. Acest proiect are depus un amendament de domnul consilier Lemnaru. Domnul secretar, expunerea de motive.
Doamne, domnul consilier, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în funcție de lege toate problemele de interes local potrivit legii 215/2001, administrație publice locale, inclusiv în ceea ce privește darea folosinței gratuite pe termen limitat a bunurilor imobile proprietate publică locală, persoană juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitatea de binefacere sau de activitate publică la serviciilor publice. Biserica Ortodoxă Magdalena, în principiul Onestra, la 8 martie numărul 22, este un obiectiv de interes public, privat, de a fi construit și finalizat în termen publice. Prin prezentul proiect de hotărâre se numește în încheierea actului juridic de dare în folosință gratuită pe perioada gradului normale de funcționare a imobilului, respectiv 60 de ani, a Bisericii Ortodoxe Maria Magdalena, după care fie Maria Magdalena din municipiul Onestra. Față de cele arătate, suntem la participație din dumneavoastră proiectul de hotărâre care ne-a prezentat. Compartimentul de specialitate. Vreau să e un amendament. Păi la sfârșit, cu cine v-am vizit comisie? Având în vedere intenția Consiliului Local unde a dat în folosință gratuit obiectivul suspensionat, în vederea vizitării de către parohia ortodoxă Maria Magdalena, de durată determinată de timp, aduce la cunoștință următoarele date tehnice prin instrucția, la data actuală, autorizația de construire este numărul 343 din 2011-2011, completată cu alte autorizații de construire pentru continuarea lucrărilor. Proiectul a avut numărul de 710-404 din 8-6-2001. Proiectantul a fost SCR-a al construcției de Lăonești, beneficiar Consiliul Local al Municipiului Lăonești, executat SCR-a Lăonești și Locra. Amplasamentul construcției este în strada Urmarhe, numărul 22, Municipiul Lăonești, 24. Suprafața de teren aferentă investiției este de 3210 m². Regimul de înălțime al construcției este de parter. Înălțimea totală a bisericii are 29 m². Suprafața utilă 223 m². Aria desfășurată totală a bisericii este de 302 m². Construcția are o arhitectură ștefaniană, inspirată după biserica Mănăstirii Cuvântului. Polul de acces este prevăzut cu două uși de intrare, una pe latura mistică și una pe latura sfântă. Altarul este despărțit de restul spațiului prin intermediul iconostasului. Naosul și pronaosul au o suprafață totală de 166 m² în înălțime de 1,5 m, în care pot participa la ceremonii religioase până la 300 de persoane. Naosul și pronaosul se urcă pe o scară circulară pe planșeu intermedian, situat la cota plus 40, spațiul folosit de polul bisericii. Fardoseala este realizată din marmură. Stadiul fizic actual. Construcția este finalizată. Este realizată sistematizarea pe verticală și împrejmuirea. Aleile pietonale sunt realizate din piatră naturală. Există un acces carosabil. Pântăria bisericii, atât și de cât și ferestrele, sunt realizate în totalitate din lemn trecut stratificat. Templul de interioare și stratul suport al picului este realizat în totalitate. Templul de exterior sunt realizate din praf de stratul. Învelitoare este realizată din tablul de cuplu. Pictura este realizată doar parțial, tot la mare respectiv. Clopotnița este finalizată și este dotată cu 3 clopote. Pe biserică sunt montate 7 cruci. Este dotată, biserica este dotată cu mobilier, cu documentanță. Un iconostas, un tros intron, un dulap prosconitie, un dulap liturgic, stranele, 12 bucăți de strane, un analog, 62 de strane de credincioși, 2 bucăți de centurari de arhierești, 2 tetrapoare cu plan înclinat, 2 tetrapoare de pereți, o ușă intrare pronaus, 2 uși intrare bol, 10 bănci pentru credincioși și catapetească. Biserica dispune de o clădire pentru centrală termică și are centrală termică montată. Are realizată instalația termică, electrică și instalația sanitară, având branșamentele și contorizările aferente în stare de funcționare. Astfel, clădirea este funcțională după obținerea autorizațiilor necesare. Are avizul de securitate la incendiu. Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați prezentul proiect de hotărâre. Potrivit articolului prevederilor legii 215/2001 a administrației publice locale, Consiliul Local exercită atribuții privind administrarea domeniului public și privat al unității administrative teritoriale. Prin articolul 124 din legea mai sus amintită se arată că Consiliile Locale și Consiliile Județene pot da în folosință gratuită pe termen limitat unor mobile și imobile proprietare publică sau privată, localului județean, în caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică în serviciilor publice. Potrivit prevederilor articolului 8 aliniat 1 din legea 481/2006, privind libertatea religioasă, cultele recunoscute sunt persoane juridice de utilitate publică.
Articolul 10 din același act normativ stabilează faptul că cheltuielile privind pentru întreținerea punctelor cultelor și desfășurarea activităților se va acoperi în primul rând din veniturile proprii ale cultelor create și administrate în proprietate cu statutul de roade. Întrebarea prevederilor mai sus arătate sunt proiecte de hotărâre și să propune dar am folosit să gratuită a obiectivului bisericii ortodoxe Maria Magdalena în Mântuitorul către parohia Maria Magdalena în vederea desfășurării activității religioase. Se propune astfel în încheierea unui contract de comodat pe o perioadă de 60 de ani prin care se stabilesc drepturi și obligații de ambele părți, precum și condițiile pentru încheierea contractului. Mai întrebând dacă sunt ca fiind legală, privirea în folosință gratuită a unui bun de domeniul public sau privat al municipiului Marești, în vederea desfășurării activității religioase și încheierea contractului de comodat conform modelului anexat la proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Avizul comisiei? Aveți favorabil cu majoritatea. Mulțumesc, domnule Arnau. Desigur, este un obiectiv 98% terminat și, cum spunea și doamna Angelă Bordei, poate fi utilizat pentru ceea ce a fost făcut, dar mai sunt câteva lucruri care sunt esențiale pentru o biserică și anume pictura. De aceea, în amendamentul meu, am precizat acolo că până în ziua de 22 iulie, ziua Mariei Magdalena, să fie terminată și pictura. Am analizat acest lucru chiar cu cei care lucrează, deci cu Părintele Paroh, și sunt posibilități de a fi încheiată această lucrare. Acesta era un amendament, care l-am prins acolo și puțin dezvoltat chestiunea cu 60 de ani. Păi se poate utiliza un alt termen și o altă, un alt mod de redactare și unul pe toată durata de folosință a bunului. Este o chestiune mai elegantă și care rezolvă toate problemele. Corect. De asemenea, împreună primăria cu parohia, să facă până la sfârșitul anului toate diligențele necesare ca să obțină avizul ISO. Astea sunt lucrurile și pentru aceea vă rog să votați să treacă acest proiect, pentru că merită, este produsul muncii Consiliului Local, autorităților care și cetățenilor din oraș, care prin taxele și impozitele care au dat, au produsul la acest obiectiv. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul primar, vă însușiți amendamentul? Înainte de a discuta despre însușire, vreau să dau un răspuns domnului consilier Bernaru. L-aș întreba pe domnul director Găvureanu, pe doamna Bordei, care au fost supervisor, să zic așa, acestui proiect. Domnul Bernaru spune că investiția este finalizată în procent de 98%. V-aș întreba în ce procent este finalizată investiția și din ce an? Investiția. Investiția în sine este realizată. Pictura nu a făcut parte din investiția în sine. Este suplimentare, este o altă lucrare. Da, deci investiția se pare că este finalizată în proporție de 100%, nu de 98%. Da, este recepție definitivă. Pictura nu este inclusă în proiectul de investiție, domnule. Domnule, dumneavoastră știți foarte bine. Numai alte culte, biserici nu sunt pictate, dar la noi sunt pictate și ăsta a fost un biserica, biserica trebuia predată din 2012, așa că dumneavoastră știți foarte bine că ați pregătit și procesul verbal de predare primire. Eu m-aș fi bucurat să-l duceți la finalitate, nu să ne mai puneți nouă pe lista de investiții Maria Magdalena, pentru că în felul ăsta Maria Magdalena a beneficiat, principial vorbind, de o finanțare favorizată față de celelalte biserici din oraș. Dacă ne ducem la Crucea de Piatră și vedem cum arată biserica, nu este ajuns nici pe departe la stadiul Maria Magdalena, dar ei participă pe licitație, pe culte, la finanțare, pe program, pe când Maria Magdalena este direct în lista de investiții. Mie firesc și coleg mi s-ar părea ca ele să, să concureze pe același regulament, pe aceeași lege, pe culte, și atunci cred că lucrurile ar fi cel mai în regulă. Indiferent dacă... A, și încă o chestiune. Pictura, nu știu dacă cunoașteți, două, trei zile am făcut verificări pe tema asta, pentru că Părintele Paroh are o părere, pictura are o altă părere. Părerea oficială, pe documente, suma este de 6 miliarde de lei vechi, care trebuie până la finalizare. E o sumă care pune o povară destul de mare pe bugetul municipiului, dacă vorbim de termen de finalizare iulie 2016. Permiteți, doamnă președinte. Știți ce se întâmplă? Celelalte biserici din orașul nostru nu sunt în categoria de investiții ale autorității locale. Sunt făcute de-a lungul anilor, una de către Aslan, la 1848, cea mai veche din oraș, de fapt singura care era pentru Onești. Și scopul
pentru care s-a făcut această biserică în zonă a fost acea de a face reparații pentru oneștenii care aveau și cimitir, aveau și biserică, erau în comuna lor. Ca acolo să aibă biserică, să aibă tot ce trebuie, pentru că ei au fost rămutați, după ce tot orașul vechi sau toată comuna veche a fost rasă, domnule consilier Cristea. Este cu totul altceva. Și dacă am dat-o fără pictură, care de fapt de atunci a fost luată în discuții ca un act suplimentar, determinat de faptul că este ceva specific religios și că trebuie să aibă și așa ceva. În momentul când oferim cadou cuiva, unor locuitori care se bucură de viața spirituală, le oferă toate condițiile, inclusiv pictură. Nu merge ei la licitații prin reprezentanții care sunt astăzi în sală să meargă și ei acolo. Ar fi o mare rușine pentru municipiul nostru dacă noi am procedat așa ceva. Mai puțin. Altarul este gata pictat, naosul este pictat, pronaosul și se închide lucrarea. La sfârșitul unui mai ar putea să fie terminat. Dar am zis noi, în 22 iulie, ar fi un gest frumos din partea comunității noastre și recunoscători față de cei care au reușit ca pe pământurile lor să se construiască acest oraș, domnul Cristea. Așa e, domnul. Deci trebuie să aveți în vedere că și dumneavoastră, care faceți parte din oraș, creați cu o atmosferă plăcută, agreabilă tuturor cetățenilor. Și cineva a spus aici că a fost o singură biserică pentru onești. Sfântul Nicolae. Asta n-a fost. Mulțumesc. Da, și așa cum cetățenii din statul catolic au dreptul să se bucure de o biserică frumoasă, cred că și ceilalți din celelalte zone ale orașului au dreptul să se... Tocmai de aceea finanțarea trebuie acordată pe aceleași principii, nu favorizat pentru unii și pentru ceilalți trăiați. Regret, dar n-ați încrezit din ce ați spus. Da, cred că încercați să manipulați votul celorlalți sau, eu știu, opiniile. Deci v-ați ușit, sau? Nu, pentru că nu există o referitor la partea de finanțare, nu există o estimare și nu știu pe ce calcule s-a bazat atunci când domnul Renar a spus că trebuie să finalizăm pictura până la momentul iulie 2016, nu mi se pare realizabil acest termen, doar din fondurile primăriei. Mulțumesc, mergem la discuții. Așa și eu. Am ridicat mâna, nu m-ați văzut. Păi, dar n-am dat. S-a citit amendamentul, dar acum urmează discuțiile. Nu. Colega Pașcu nu are voie să ia cuvântul. Dar și domnul. Puneți să domnul Martin, nu suntem la șoferii aici. Nu are voie să spună nici da, nici nu, nici să abține. Este incompatibilă. Și atunci nu participă la vot. Dar nu ceva. Altcineva? Cine mai înscrie la discuție? Și eu, două. Și domnul Zugan. Domnul Burgaș și ultimul, dar nu cel din urmă. Poate ce știu lista normală, ca să spun ce nu s-a mai spus. Altcineva? Doamna Pașcu. Eu o să-l întreb iarăși pe domnul viceprimar dacă are legătura cu preotul care păstorește Biserica Maria Magdalena. Da, am legătură și mi-a spus că într-un an de zile prea devreme să o terminăm și că un miliard pe an ar fi suficient, așa, dar în 4-5 ani a fost de acolo, la momentul discuției noastre să o încheiem. Deci, în momentul în care ați spus acest proiect, nu ați discutat cu dumneavoastră, eu aflat de existența acestui proiect de la mine. În mod normal, când puneți astfel de proiecte pe ordinea de zi, este normal să luați legătura și cu cei care păstoresc obiectivele. Numai în campanie electorală e nevoie de ei, se pare. Eu spun în felul următor. Aveți de patru în campanie. Dar în campanie electorală este nevoie de ei. Sunt pe convins de treaba asta. Eu știu că acum un an de zile a mai fost un proiect similar depus pe ordinea de zi a Consiliului Local. La momentul respectiv, proiectul nu a trecut. Eu nu înțeleg de ce, dacă un proiect nu a trecut acum un an de zile, nu s-au schimbat condițiile. De ce îl puneți iarăși pe ordinea de zi? Pentru că vreau să aduc în egalitate Biserica Maria Magdalena, atâta toți, doamna Pașcu, care sunteți și avocat și aveți și sprijin politic, înțeleg, în campania politică, nu știu din partea cui sau cărui preot. Nu, eu nu am să solicit niciodată sprijin din partea preoților, pentru că nu mi se pare o chestie normală. Nu mi se pare, deci chiar nu mi se pare o chestie normală, nu știu de ce râdeți, nu mi se pare amuzantă treaba. Eu am să vă spun niște lucruri pe care le știu de la parohia Maria Magdalena. Vă spun că pe perioada efectuării picturii, anul trecut și anul acesta, pictorii au stat în apartamentele de protocol ale primăriei. În momentul în care pictorii au plecat de la biserică, nu, li s-a solicitat parohie o sumă de bani reprezentând cazarea în apartamentele de protocol ale primăriei. Deci un lucru care nu este normal să se întâmple. În al doilea rând, masa
taxă achitată pictorilor anul trecut și anul acesta a fost plătită exclusiv din fondurile parohiei și din ajutorul enoriașilor. În al treilea rând, anul trecut, parohia împreună cu ajutorul oamenilor a achitat 30.000 de lei către pictură și 45.000 de lei anul acesta. Deci sunt 75.000 de lei achitați din fondurile exclusive ale parohiei și ale, cu ajutorul enoriașilor. Primăria la acest moment mai are o datorie de aproximativ 100.000 de lei, dacă nu mă înșel. Deci cam asta este datoria pe care o are primăria. Nu, vă spun... Nu știu cum au fost nevastră datoriile. Eu în baza la ce? Datorii de așa pe... Executat. Un reprezentant al primăriei a venit, a văzut cât s-a executat, a calculat și cam... Vă spun eu, de executat mai sunt lucrări în valoare de 580.000 de lei. Spuneți-mi și mie, vă rog, care sunt datoriile primăriei și vă rog să-mi înaintați și actele, conform cărora primăria are datorii. Cred că cei din departamentele primăriei ar putea... Haideți, vă rog, să avem bun simț și să recunoaștem faptul că Biserica Maria Magdalena a beneficiat de finanțări mult mai avantajoase decât celelalte biserici din Onești. Și acum să spunem că primăria are datorii față de Biserica Maria Magdalena, mi se pare... N-ați înțeles bine. Nu are datorii față de biserică, are datorii față de cei care au executat lucrări de pictură. Înțelegeți greșit? Eu nu știu. Domnul director economic, avem datorii? Nu știu, să verifici, domnul. Haideți, deci vă spun sigur că există datorii. Cu siguranță, dacă vor fi datorii, ele vor fi achitate. Suntem de bună credință și ne plătim totdeauna. Dar eu sunt 99% sigur că nu avem datorii. 1% să știți să vă dă de tot. Deci vă spun următorul lucru. Depuneți acest proiect în luna noiembrie, în condițiile în care peste iarnă ar trebui ca parohia să plătească utilitățile la biserica respectivă. Exact așa cum plătești și celelalte biserici. Stați un piculeț, vorbim de altceva, lăsați-mă să termin și apoi să mă înțelegeți despre ce e vorba. În condițiile în care anul viitor se vor executa lucrări de pictură, cu siguranță, valoarea facturilor la lumină și la apă va fi mai mare. Deci mult mai mare. O să plătească tot parohia. Este normal ca pe perioada în care aveți investiție și pictura este considerată o investiție, pentru că e investiția primăriei. Este normal. Eu nu înțeleg care e atitudinea asta. E o atitudine de copil de 27 de ani, nu atitudine de viceprimar cu atribuții de primar. Nu cred că este bine atunci când discutăm despre Biserica Maria Magdalena să venim în antiteză cu alte exemple. Trebuie să ne canalizăm argumentele numai pe acest subiect. Pentru că vom pune, dacă spunem da, ăla n-a primit, vom pune în contradicție cele două parohii, precum și enoriașii din parohia respectivă, cu cea care apar, poate într-adevăr a primit mai puțin. Acesta nu este un mod de argumentare a unei poziții pe care e firesc să o ai ca inițiator de proiect. Dar nu trebuie să pui în antiteză, în contradicție, pe persoana respectivă despre care ai o părere că nu trebuie admis proiectul cu alte persoane care poate n-au beneficiat și acum de același ajutor. Doi, nu putem, zic eu, nici chiar dacă biserica e biserică, dacă nu are pictura interioară, nu e biserică. Nu? Așa... Deci aici ar fi trebuit măcar să se precizeze, așa cum a făcut domnul Lemnar, cum a făcut acel amendament, că eventual investiții vor continua. Și de asemenea nu putem să predăm spre folosință un lucru care nu are autorizații și avize de funcționare. Aceste autorizații și avize după lege trebuie să le obțină tot proprietarul. Și dăm, că de-aia îi spunem, ia-o să o folosești, nu ia-o... va fi închisă pentru că nu are avize și eu știu de unde și autorizații și nu poate folosi. Eu zic că și cu acest proiect de hotărâre ne-am precipitat un pic. Și de aceea noi ne vom abține. Antiteza între cetățeni și între parohii a fost creată, doar am constatat-o, să știți, și am adus-o în vederea dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Buzdugan. Da, mulțumesc, doamnă. Domnul consilier, observ că aceste două proiecte, dezbaterile sunt aprinse. Și am impresia că dumneavoastră vă este frică de preot și nu de Dumnezeu. Dumneavoastră dați voturile cu gândul la vară, că veți avea campanie electorală
și veți gândi că veți primi, primi sprijin electoral de la biserică. Numai că românii s-au deșteptat, iar încrederea românilor în biserică a ajuns 62%. Așa că nu vă gândiți dumneavoastră că veți primi sprijin toți din partea bisericii în campania electorală. Un colega Pașcu are cunoscut pe bunte mei și a avut curajul. Când, într-adevăr, toți o să ceriți ajutorul bisericii, o să vedeți că se răstoarnă căruța. Și acum, trecând la proiectul cu cauza, am și eu câteva întrebări la doamna Bordei. Doamna Bordei, ce înțelegeți dumneavoastră prin biserică funcțională? La ora actuală, biserica dispune de tot ceea ce este necesar pentru funcționarea în bune în mod concret, ce înseamnă? Pentru că are încălzire, are alimentare cu apă, are instalație electrică, are toate măsurile pentru PSI, care sunt realizate respectiv paratransnet, ieșiri de siguranță. Nu există paratransnet, îmi pare rău. Are avizul necesar? Pentru care nu s-a dat autorizație de securitate la incendiu. Are avizul necesar, doamna Zodin? Nu are avizul necesar. Nu are. Și dacă nu are aviz, este funcțională? Vă spun întrebările astea și urmează și altă întrebări. Ca la televizor. Pentru că la catedrală, la catedrală ați prezentat cum referat în negru. Da? Da, pentru că aceea era spate. Bun. Sau poate este amplificat referatul dumneavoastră, iar aici l-ați prezentat în roț. Da, pentru că aici, și dacă... documentele pe care le am, da? Din punctul meu de vedere, clădirea poate fi folosită. Bun. Deci n-ați propus dumneavoastră în referatul respectiv că acele 5 miliarde pe care cere domnul lemnarul pentru Magdalena, să fie depuse, să fie trimise la catedrală. Că aia are nevoie de bani. Și nu Magdalena. Domnul Bozdogan, n-am cerut niciun bani. A propus. Am zis până în iulie să termine. A zis până la altceva. Bine, acum să trecem la lucrurile serioase. Deci ce se întâmplă? Primul proiect a fost respins. Și vă dau un exemplu. Și cu al doilea. Colegii liberali au spus că eu să abțin, vorbesc. Nu ați știți foarte bine că Biserica Ortodoxă Română are foarte mare influență în România. Da? Rămânând în patrimoniu primăriei Onești sau municipiului, cele două investiții, va trebui ca primăria Onești, prin ai săi funcționari, să obțină avizii provizorii pentru a ține slujbi mai departe în cele două biserici. Și acum, cu necazul care este în țară, fiți sigur că vor numi controle. Acei funcționari care au stat 10 ani pe scaun fără să facă nimic, acum de frica fostului vor intra în controle. Și atunci mă întreb, cine are influență mai mare să obțină avizii provizorii pentru funcționarea provizorii acelor două biserici? Ioachim Băcăoanu sau primarul interimar? De aceea, gândiți-vă bine, de aceea trebuiau proiectate aceste proiecte. Ori este posibil, este posibil, ori este posibil, domnul Martin, nu suntem în strat de mamele aici, ori este posibil ca primăria să nu obțină avizele. Și atunci când nu vor obține avizele, opoziția va sări în cap primarului și a spune că din cauza lui nu se poate funcționa o catedrală. La care primar vă ziceți? La mine sau la domnul Lemnaru? Nu, la dumneavoastră. Da. Arătați-vă și mie, domnul. Și toți funcționarii care ați blamat dumneavoastră în bucur sunt foarte corecți. Deja v-a spus dumneavoastră că eu pe scaunul să pleci acum, nu. Și dacă ați atent în cuvântul meu la catedrală, am spus prin efort comun al autorității locale. Și domnul Lemnaru, nu v-am spus că biserica are influențe. Nu m-am referat la șpagă. Vă spun clar. Dacă sunt patriarhul României, fii sigur că obțin toate avizurile pentru catedrală și pentru Maria Magdalena. Provizorii, evident. Ce împiedică să lucrezi cu unul și unii și alții? Să facă lucruri la comanda cuiva. Și atunci... Și primăria n-are autorizație de securitate la centru, nu? Și atunci eu am spus colegilor mei din UPR ca proiectul să fie votat în formă inițială, fără amendamentul domnului colegului Lemnaru. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Martin. Am rămas ultimul, tu? Eu am spus. Acum ce tu? Lăsați-mă să fiu ultimul. Așa v-ați înțeles. Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Nu, 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 nu,
Din păcate trebuie să invoc acum un proverb și cu toate că am un respect deosebit pentru domnul consilier Buzdugan, atât pentru dânsul cât și pentru fiul dânsului care este prezent în sală, bineînțeles că pentru profesionalismul deșivă, invoc proverbul ăla, că dacă tăceai, filozof rămâneai. De ce fac asta? Să spui că biserica are încredere 2%... 62. Mă scuzați, înseamnă că am înțeles eu greșit și îmi retrag și critic. Partea critică. Totuși vreau să spun că voi vota pentru acest proiect și voi vota pentru că, într-adevăr, cum a spus și domnul primar și domnul secretar și colegii specialiști primăriei, această finanțare, în comparație cu catedrala, este un proiect finalizat. Dar îmi doresc ca și dumneavoastră, sau ca și toți măneștenii, ca, într-adevăr, și partea de pictură să fie finalizată. Și într-un termen, eu știu, decent, să nu spun altfel. Ideal ar fi până în 22, dar totuși cred că și anul acesta, poate și anul viitor, dacă se finalizează, ar fi un lucru bun. Dar voi vota pentru și la amendament și la proiect. Mulțumesc, da. Domnul Martin. Cred că proiectele amândouă aș putea să treacă astăzi. Dacă le pregăteați mai bine și le expuneați într-un mod în care să știm ce se vrea de la aceste proiecte. Era foarte interesant dacă le spuneați, dom'le, uite care e treaba, dăm astăzi în folosință Catedrala și Biserica Maria Magdalena și noi, municipiul Onești, ne obligăm ca în anul 2016 să facem asta, asta și asta la catedrală. Și începeam cu lucrările care sunt absolut necesare pentru a fi funcțional. Adică balustrăzi, sistemul anti-incendiu, știu eu ce mai era absolut necesar pentru catedrală. La Maria Magdalena facem pictura într-o jumătate de culoare. În anul 2017 facem asta, asta, asta. Și în așa fel încât, într-un termen rezonabil, dar asta ar fi trebuit să fim toți de aici de acord, ca într-un termen rezonabil de 4-5 ani de zile, ambele obiective să fie funcționale, chiar dacă nu finalizate 100%. Și atunci puteam să discutăm să le dăm în folosință cele două obiective, dar neavând acest lucru și neavând garanția că se vor continua lucrările, nu putem fi de acord să-i dăm unei persoane, unui preot care este paroh la acea biserică, să-i dăm un obiectiv care nu știm că va fi gata. Discutăm de luna iulie, bun, e frumos, ar fi ideal, dar municipiul ăștia are și alte necesități și are și alte nevoi, dacă nu o să fie gata. Așa, având în vedere, pregătind mai bine proiectul de hotărâre și expunându-ne un plan, să spunem, multianual de investiții și lucrări, puteam să cădem de acord că cele două obiective pot fi date în folosință. Așa cum v-au spus și colegii mei, mă voi abține în a vota acest proiect. Mulțumesc! Mulțumesc! Deci supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? A zis că nu pot avea amendamentul, domnul Buzdugan. Proiectul fără amendament. Nu e amendamentul, domnul Buzdugan. Mulțumesc, domnule, la o cafea. Cine este împotriva? Cine se abține? 2, 3, dar luați fiindcă nu se votează, nu votează domnul. Colegul nu votează. Și domnul Martin. Ajutorul lui Dumnezeu. Amendamentul a trecut. Votăm proiectul cu amendamentul respectiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Da, 13. 1, 2, 3, 4, 13, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nu, nu, nu.
au fost 5 colegi liberali care s-au opus. 4. Nu știi să numești. Da. Nu, că nu ieșa unul la PSD. Nu vă lăsa. Să vedem numărătoarea pentru cine este împotriva? Abține? Abține 4. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de administrare al 10 domenii public și multatonești de SAP pentru perioada mai 2015-2019. Inițiator Alexandru Cristea, viceprimar. Domnul secretar, aveți cuvântul pentru expunerea de motive. Da, domnule consilier, făcut adonanței de urgență a programului 109/2019, articolul 2 alineatul 3 litera B, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică liberală este instituția care exercită cele din toți administrativi liberale calitatea reacțională a întreprinderilor publice, dar conform articolului 36 alineatul 3 litera C din 215, legea administrației publice locale, Consiliul Local exercită în cele unități administrative liberale toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participaților deținute la societățile comerciale reglementate la legea 31/1990. În adresa numărul 25 din 15-7-2015, în dezbatere la primăria municipiului Onești, numărul 34-9-15-7-2015, se cere un întrebări și privat, Onești Cresa, în adresa planului de administrare a Consiliului Local spre a fi aprobat, conform articolului 13 alineatul 1, în ordonanța de urgență a guvernului numărul 109/2011. Prin adresa numărul 92-11-11, registrat la Primăria Onești, sub numărul 55-978-12-11-2015, se cede domeniul public și privat, ne implementează planul de administrare reactualizat, care cuprind modificările apărute ca urmare a renunțării la mandatele de administrat unei executiv și membrii Consiliului de Administrație, a domnilor Oprea Manuela Gabriela și Romeda Laura Teodora, și de asemenea unor noi administratul unui executiv, și membrii Consiliului de Administrație, precum și conducerea unui capitol intitulat Sistemul de Control Managerial Intern. Față de cele prezentate, vă rog să analizați și să dispuneți. Au fost două voturi pentru și două voturi împotrivă. Deci, cine a fost observat? Ba, Cristian nu mai este. Alex. Discuții pe marginea proiectului? El îmi plinea balanță. Discuții? Domnul Zarsol. Da, mulțumesc că am să pun câteva întrebări legate de acest plan de administrare al DPP de Sau Onești. Bă, dar DPP-ul de ce îmi zice? Nu au fost mașinaga, dacă era Naga. Deci, fac o precizare. Acest plan a fost aprobat de Naga. Practic, aici este o formalitate. El fiind aprobat de ședința Naga, toți dumneavoastră sunteți și autoritatea literară și Naga. Prezența noastră la, sau absența noastră la adunarea, am explicat-o și nu are rost să mai intervenim. Dar, din păcate, nu știu dacă are ce să-mi dea răspunsul la DPP acum. Da, nu este... Nu există. Pentru că el a fost de ședința ANU. Aici e o formalitate de informare. Știți cum e până la raportul? Da, din păcate nu are ce să-mi dea răspunsul. Nu știu ce aș putea să întreb și ce răspunsul aș putea să primesc. Sunt câteva elemente poate legate și de administrație. În raportul DPP se spune că s-au făcut demersuri în vederea obținerii autorizației de funcționare de 4 locuri de joacă. Aceste locuri de joacă au autorizații? Toate? Locurile de joacă făcute de către... S-au făcut demersuri în vederea obținerii autorizației de funcționare de toate locurile de joacă, de către teritoriul municipiului Onești. Întreba a doua oară. În decembrie, 19. Deci este raportul de PP. Ce asta va trebui ședința AGA să... Mi se părea normal că ceva întrebați acolo. Mi se părea normal... Nu puteți să mă trimiteți un livrez dumneavoastră. Mi se pare normal... Mi se părea normal ca cei de la DPP, comisia DPP, să fie prezent astăzi pentru a pune întrebări. Dacă era doar o formalitate, nu mai trebuia să spuneți pe o televizie. Dacă vreți doar ca la ședințele partid, zică mâna... Cine este pentru... N-ați găsit clienți aici.
Legat de ecarisaj. Legat de ecarisaj, activitatea de ecarisaj lasă de dorit. În ultimul timp, foarte mulți locuitori ai Ioneșului se plâng de problema câinilor. Președinte, de ecarisajul în plan de administrare? Activitatea de ecarisaj administrare. E proiectul care l-a trimis dumneavoastră. Administrare. Este legat de... Puteți pune întrebări. Noi le notăm, le transmitem DPV-ului și le transmitem eu. Vă transmitem răspunsurile lor. La gare. La gare. A pus și sediu, domnule. La care și sediu? Da, care nu, acum, domnul Zadu, cu câini are dreptate? Nu, că se îndelege de problema câinilor, dar când vor fi mușcați, doamne ferește, bate în lemn, se întâmplă o tragedie și în Onești, o să apare și la televizor ca să vedeți reclamă. Nu exagerați că ei nu știți cum vor fi colaci în coadă. Da. Depinde ce îi pune în coadă. Deci era domnul Florian, nu erau probleme. Da. Da, 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 da. Mulțumesc frumos. Era și câinii roșii. Era o problemă legată de câini la diverse, dar o dezbat și acum. Trebuie luat probleme foarte serioase, cel puțin în zona de sus a orașului. Foarte mulți oameni sunt atacați de câini care nu știu și-au găsit totuși în zona aia. Dacă puteți să luați măsuri, să îi transmită celor de la DPP să-și facă treaba. Domnul viceprimar care are în subordine această problemă mi-a comunicat că în dimineața asta au fost ridicat 15 câini în zona aia și acțiunea continuă. Și-a făcut poză? Poză nu și-a făcut? Poză, chiar poză. Dacă permiți, legat de punctul ăsta, domnul Zadu, permiteți... Mâine oare, mă rog poza. Am fost și eu sesizat de câțiva locatari din zona de sus. Exact. În special în jurul catedrale ortodoxe. Am vrut cu domnul inginer Șepstroie, astăzi este joi, luni după amiază. Și mi-a spus că luni au picat câțiva și aveau în același context marți, miercuri, joi... Erau tot aia. Mi-a spus că miercuri va avea zona respectivă pentru... Domnul Zardu, bărbatul are monul care e măcelărie și de voastră atât de măcelărie. Nu mai spățin, mai aveți foarte zic, domnul Vare. Nu, am dat de cei de la DPT nu sunt prezenți, nu știu cine ar putea să răspundă la subiectul ăsta. N-am ce să mai vorbesc, nu știu ce să zic. Bun. Domnul Blachiuc și doamna Alexia nu au voie să voteze, deci supun la vot proiectul pe urmă să zic. Cine este pentru? Cine are voie să voteze? Angajați, mă. Corina e angajat. Dar Blachiuc de ce? Nu știu. Cine este împotriva? Nu știu mă niciun de ce. Cine este împotriva? De unde se fie îndepărtat? Proiectul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței în perioada sezonului rece, 1 noiembrie 2015, 31 martie 2016, în municipiul Onești. Inițiator Alexandru Crestea, viceprimar. Expunerea de motive. Doamne și doamnă consilier, tot în continuare prelegătă ordonanței de urgență a zilei de 27-2016, în seama de prelegătă a urgării 7-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 
aprobate prin autoritatea de guvern 50/2011, a normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin hotărârea guvernului numărul 38/2011 și a normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanței de urgență a guvernului numărul 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin hotărârea guvernului 120. În funcție de resursele proprii, autoritățile administrației publice locale pot aproba prin hotărâre a consiliului local ajutoare pentru energie electrică, dar nu mai mult decât pentru valoarea cantității de energie electrică, inclusiv taxele aferente, consumată în perioada la care se acordă acestea. Ajutoarea pentru energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili, care nu dețin alte forme de încălzire, precum și consumatorilor vulnerabili, care din motive tehnologice sau economice au fost declanșate la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale și care au contracte valabile de furnizare energiei electrice, iar consumul este realizat respectiv condițiile contractului. Având în vedere prevederile legale amintite, precum și la raportul de specialitate al direcției economice, precum și al direcției generale de asistență socială, urmează să analizați și să aprobați prezentul proiect de hotărâre forma prezentată.
compartimentul de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, în sezonul legii 2015-2016, modalitatea de raport de ajutoare pentru încălzirea locuinței este reglementată de ordonanța 27-2013 pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 70-2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece cu modificările și completările ulterioare. Conform articolului 10 alineatul 2, în funcție de resursele proprii, autoritățile administrației publice locale pot aproba prin hotărârea Consiliului Local, în ajutorul dat pentru încălzirea locuinței cu energie electrică a persoanelor vulnerabile, la aceleași praguri de venit, cu aceleași sume, ca și cele acordate din bugetul de stat, în funcție de indicele sociale de referință. Ajutoarele pentru energie electrică se acordă în modurile prevăzute de lege, dar nu mai mult decât contravaloarea cantității de energie electrică, inclusiv taxele aferente consumate în perioada sezonului rece. Luând în considerare cele expuse mai sus și în conformitate cu prevederile legale în trebuie pentru care vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Comisia de specialitate. Unanimitate de voturi avis favorabil. Mulțumesc. Discuții? Domnul Ianet. O sigură întrebare am și dacă cumva sunt în eroare, îmi cer scuze. Dacă primăria municipiului Onești s-a gândit și la un ajutor lunar pentru încălzirea locuinților care se încălzesc cu gaz metan. Sau dacă avem asta. Cu gaze. Da. Centrală, nu? Da. Centrală. Da. Nu există un ajutor din partea primăriei pentru așa ceva, ci numai ajutor conform... Pentru că știu că ordonanța 27/2013 prevede și ajutoare pe, dacă se îndeplinesc condițiile de venit, ajutoare și pentru persoanele care se încălzesc de la sistemul centralizat, precum și cei care se încălzesc de la gaze. De la gaz, cu centrală. Deci nu avem. Asta vreau să spun. Am înțeles. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții, se pun la vot. Cine este pentru? Abținere împotriva lor. În unanimitate a trecut. Proiectul 7. Proiect de hotărâre privind utilizarea energetică a clădirilor de interes și utilitate publică locală. Inițiator Zandu Ciprian, consilier local, Martin Ștefan, consilier local, Pascua Bobăloie Elena, consilier local. Dau cuvântul pentru expunerea de motive. Prezentul proiect de hotărâre se propune a fi adoptat în conformitate cu prevederile legii numărul 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor și a legii numărul 159/2013 pentru modificarea și completarea legii numărul 372/2005 în vederea demarării procedurii de certificare energetică a clădirilor de interes și utilitate publică cu scopul creșterii performanței energetice a clădirilor și al tranziției către clădiri care consum de energie din surse convenționale este foarte scăzut prin auditare energetică și elaborarea raportului de expertiză tehnică pentru executarea lucrurilor de renovare a clădirilor ce se impun pentru creșterea performanței energetice. Certificatul de performanță energetică cuprinde valori calculate în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare cu privire la consumurile de energie și emisiile de CO2, care permit administrației publice locale să compare și să evalueze performanța energetică a unităților de clădire. Certificatul de asemenea va cuprinde recomandări de reducere a consumurilor de energie ale clădirilor, precum și estimarea economiei de energie prin realizarea lucrurilor de creștere a performanței energetice a clădirilor. Este de asemenea, prin recomandările care însoțesc certificatul de performanță energetică, se conștientizează deținătorii clădirilor unităților sau unităților de clădire cu privire la necesitatea reducerii consumurilor energetice din acestea, în condițiile realizării și menținerii confortului interior. Este de menționat rolul pe care trebuie să-l aibă autoritatea administrației publice prin realizarea măsurilor de îmbunătățire a performanței energetice a clădirilor în scopul reducerii consumului energetic, așa cum prevede legea 121 privind eficiența energetică. Astfel, în conformitate cu cerințele acestei legi, administrația locală trebuia să transmită către Departamentul de Eficiență Energetică din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, până la data de 30 septembrie anul curent, programul local privind îmbunătățirea eficienței energetice și să numească un manager energetic care să, sau să încheie un contract de management.
cu o persoană fizică atestată în condițiile legii sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreate în condițiile legii. Proiectul de față va fi punctul de plecare în îndocumentarea programului local privind îmbunătățirea eficienței energetice, un ghid privind mobilizarea investițiilor în renovarea fondului local de clădiri publice, precum și punctul de referință a obligațiilor în materie de eficiență energetică cu efecte reduse la consumul energiei. Preocuparea pentru performanța energetică a clădirilor trebuie privită și ca un act educativ și de aceea prin afișarea certificatului de performanță energetică a clădirilor în locurile accesibile și vizibile pentru publicul larg pe site-ul instituției, vrem să realizăm și un efect de conștientizare a obligațiilor civice de prezervare a resurselor preliminare. Vă invităm, deci, să vedeți în certificarea energetică a clădirilor, privind nu doar o formalitate cerută de lege, ci chiar ca o responsabilitate socială de înalt prestigiu. Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul anexat, care îl propuneți pe adoptare. Compartimentul de specialitate. Domnul și domnul consilier. Este că formanța energetică a clădirilor prin proiectarea unor clădiri de consum reduse de energie și reabilitarea termică a clădirilor existente, precum și informarea corectă a proprietarilor administratorului clădirilor cu certificatul de performanță energetică, reprezintă acțiuni de interes public major și general în contextul economisirii energiei în clădiri, al îmbunătățirii cadrului urban construit și al protecției mediului. Scopul proiectului prezentat este de identificare și certificare a clădirilor existente, ce cuprind spații în care se desfășoară activități în domeniul de interes general, public general, sau comunitar și social, și care implică prezența publicului temporar sau permanent în area totală expusă. Având în vedere faptul că orice modificare adusă unei construcții expertizate face necesară o reactualizare a expertizei și pentru a oferi eficiență și finalitatea acestei activități, propunem că acțiunea de inventariere și expertizare se desfășoare în funcție de disponibilitățile financiare alocate după efectuarea lucrărilor recomandate prin certificatele de performanță energetică eliberate pentru cele 9 clădiri expertizate anterior. Față de cele expuse urmează să deliberați. Avizul comisiei. Favorabil. Discuții. Negativ. Domnul Zarzu. Da, să prezint câteva lucruri din raportul de specialitate care l-am primit. Mi s-a prezentat că un număr de 9 clădiri publice au fost auditate, ceea ce este un lucru foarte bun, printre care și primăria. Dar, din păcate, n-am văzut nicăieri acele certificate la vedere. M-am ocupat eu de expertiză. Nu mă adresez dumneavoastră, m-am adresez instituție care trebuia să rezolve această problemă. Cu siguranță nu știu dacă primăria care ar fi trebuit să afișeze acest lucru în oroare, nu știu dacă celelalte clădiri au așa ceva. Mi s-au prezentat așa o parte de certificate, bibliotecă, primărie, sală polivalentă, muzeul de istorie. Toate acestea, aceste patru și celelalte cinci de ca diferență, sunt concepute sau construite, realizate după anii 90, când aceste materiale, când se foloseau materiale cu un alt grad de eficiență energetică. Da. O clasă energetică, clasa B. Ar fi fost interesant ca un efect mult mai mare eficiență energetică să vă fie adresat clădirilor realizate înainte de anii 90, unde acest interes nu era atât de pregnant de eficiență energetică, astfel încât costurile, raportul cost-eficiență ar fi fost mult mai mare. Acele clădiri au cu siguranță eficient energetic clasa E sau clasa F. Specialiștii în energie estimează că economiile realizate prin reabilitarea termică a clădirilor situați în jur de 25-30 până la 50% eficiență în economii, în asigurarea unui confort termic bun. Am atras atenția și acum o ședință sau două, nu mi-aduc aminte când, legat de acel raport de audit al spitalului care n-a fost luat în considerare, care a fost efectiv trecut cu vederea că a fost, mă rog, promovat de către, sau proiectul a fost promovat de către opoziție și a zis, lasă, mai băgăm pe ăștia în seamă. Dar uite că s-au cheltuit niște bani ineficient la spital, în jur de 4 miliarde, din care și Consiliul Local a avut o cotă parte, 60.000 sau 80.000, nu mai știu exact,
bani care s-au dat doar pe var și ar, dacă s-ar fi folosit acel raport ca un indicator de eficiență energetică, ați fi văzut că o consumă dublă, ați fi realizat și niște beneficii în jur de 3 miliarde pe an, astfel încât suma respectivă în 3-4 ani v-ați fi recuperat. De asta spun că nu știu cine va răspunde pentru acei bani care s-au cheltuit efectiv doar pe var, fără a se urmări eficiența energetică. Bani termoizolant. Poftiți? Bani termoizolant. Da, dacă le inventați dumneavoastră, ar fi foarte bine. Da, se putea folosi bani la Biserica Marea cu piciorul și... Poți să fie și asta. Eu mă refer doar la proiectul de față. Dar numai că diverse culori, pastelat. Da, față de cele prezentate, cred că se impune adoptarea acestui proiect pentru a începe imediat o inventariere a clădirilor care... a clădirilor publice și includerea în bugetul pe anul viitor a unei sume minime pentru a se lua în vedere o soluție pentru eficiență energetică ridicată. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnul Mătugan! Da, mulțumesc, doamnă! Înainte de a-mi face numărul, aș vrea să spun la două întrebări de pe domnul Zaru. Respect, pentru că este un consilier care depune stăvință la fiecare ședință. O primă întrebare, domnul coleg, cine este domnul Stancu Marian? Cel care face raportul. Trebuie să-l prezentați un pic. Dar nu am ce treabă am eu cu desul. Poftiți? Ce treabă am eu cu desul? Dar văd că asta ne-a exact un acord de întocmit din auditor, când ne ziceam, Marian Stancu. Bănuiesc este cel care a făcut acel raport, care a ajuns la spital. Întrebați-l. A doua... Trebuie să vă întrebe cum ne-a spus. O să-mi iată, aveți. Și a doua întrebare, cele 5 miliarde care au plecat la Marina Magdalena, acum jumătate de oră, nu erau mai buni. La plățul meu. Dar n-am votat noi. Dar nu mă întrebați cu niciun lucru. Ați luat cu mulțul dumneavoastră atunci. La ce? La... Acum se trăie la probleme serioase. Erați mai simpatic când erați în opoziție, sincer. Da. Acum se trăie la probleme serioase. Într-adevăr, proiectul propus de colegii liberali este bun. Dar nu l-ai propus. Aveți, cum spun domnul Martin, trebuia să facă în Magdalena, așa fac și eu. Bun. Este cum proiectul. Numai că nu este oportun pentru luna noiembrie. Și am să spun de ce, domnul Zaru. Am să spun de ce nu este bun proiectul ăsta. În primul rând, cel care a trimis raportul de audit energetic sau acea lucrare a domnului inginer respectiv, circulă de mai mult timp cu ghilimele de rigoare și prin spital și prin jurul spitalului. Vă spun eu. Și spuneți domnul respectiv la spitalul Onești sau întâi sunt binețele. Adică, dacă vrea să prindă proiectul cu auditul spitalului, sunt proceduri legale de care se scrie pe face. Vă spun eu cum asta dumneavoastră, faceți lobby cu acel inginer de audit, la fiecare ședință din Consiliul Local, domnul Zaru, vorbim pe rând, mai aveți cuvântul. Ce-a spus? Da? La fiecare ședință din acel Consiliu Local, veniți cu raportul de audit energetic al domnului Stancu Marian, încât forțați nota de așa manieră, încât mulți din oleștini au suspiciuni cu privire la locuri pe care dumneavoastră îl faceți cu privire la acest inginer Marea Stancu, da? Și vă spun un lucru. Mulți se mută în jurul spitalului, sunt din domeniu, sunt din meserie, se mută în jurul spitalului și vor să prindă acest raport de audit energetic al spitalului. O să-l prindă, îi privește cum o să-l prindă. De ce spun domnul? Pentru că acest proiect al dumneavoastră este bun. Dar sunt niște costuri importante pentru a pune în ființă acest proiect. Sunt costuri, trebuie să-l luați. A fost mai ce să dăm 4 miliarde de geaba. Nu dau și răspunsul. Deci acest proiect este bun. Însă sunt costuri importante. Da? Sunt costuri importante. Gândiți-vă la economiile care facem. Domnule, dar spitalul Onești are 60% din vitrale și geamuri. Da? Și atunci, dacă întâmplă proiectul dumneavoastră, da? La studii, studii pentru rezistența termică a pereților exterior, gândiți-vă că în toți pereții exterior 60% sunt geamuri. Dar eu am văzut. Da? Mai aveți în proiectul dumneavoastră studii privind întocmirea temporiei existente, sporirea existenței termice a planșei de subsol sau a planșeilor intermediare dintre etaje. Deci, pentru a pune în ființă acest proiect, sunt nevoie de bani serioși. Da? Bani de bani, vă spun clar. Cele 5 miliarde pe care le-am votat pentru Maria Magdalena nu ajung pentru a pune acest proiect în ființă. Da? Și am dat de situații. De ce propunerea mea este, domnul Zaru? Capul dumneavoastră este acest proiect, nu am colegii care au semnat. Dumneavoastră sunteți autorul care inițiați acest proiect și nu colegii care l-au semnat în dumneavoastră.
Deci eu aș ruga pe domnul Marian Stancu, dacă vrea să pună mâna pe raport de audit energetic, la spital sau la alte lucrări sau instituții publice, să vină în Consiliu, să spună cine este, ce este, ce scop, ce persoane are în spate, sau pe ce persoane le folosește în Consiliul Local pentru a se vota hotărârea respectivă, ca apoi persoana în cauză să facă demersuri necesare să pună mâna pe raport. Deci este, ar fi corect, domnul Zardo, să vă retrageți culetul, îl propuneți în ianuarie, februarie, când se face bugetul și când se împart banii, vreți să veniți cu argumente și cu costuri efectiv scrise pe hârtie, dreptul economic va avea în vedere dacă propunerea financiară făcută de dumneavoastră poate fi prins în buget pentru 2016 și fiți sigur că vă dau votul, domnul Zardo. Vă mulțumesc, de aceea eu voi vota împotriva acestui proiect. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Martian. Domnul Buzdugan, este chiar distractiv. În tot ceea ce fac alții pe de o afacere, ceea ce face dânsul este perfect legal și perfect loial. Intervenția mea, n-am vrut să intervin, dar mi-am adus aminte de un articol pe care l-am citit zilele trecute și care a circulat viral pe internet, cum că doamna Olguța Vasilescu a izolat termic gardul de la cimitir, să nu răcească morții. Deci, dacă unii au ajuns până acolo să izoleze termic gardul de la cimitir, nu văd noi de ce nu am aprobat un proiect, un proiect care nu izolează spitalul, domnul avocat. Am înțeles că cel care vrea să facă auditul termic la spital trebuie să ne aclăm dumneavoastră. Am înțeles asta și am înțeles și ceilalți. Nu e asta o problemă. Acest proiect de hotărâre, la care aveți dreptate, n-am nicio contribuție. Am semnat pentru că mi s-a părut că este o chestiune interesantă. Toate clădirile trebuie auditate energetic ca să știm ceea ce trebuie făcut mai departe pentru ele. Auditul energetic nu este decât un prim pas în a face pereții să fie mai eficienți din punct de vedere energetic. Adică a pune acel polistiren pe care îl pun pe gardul de la cimitir. Da? Cred că este foarte interesant acest proiectul nu inventează roata, dar este o piatra de temelie în a izola termic și clădirile, așa cum a spus și colegul meu, și clădirile mai vechi de 90, că și ele trebuie izolate. Toți știm că la fiecare acasă, la apartament, își pune omul polistiren și reface fațada. E adevărat că am cheltuit niște bani de fraier la spital, de am văruit gardul. Puteam să-l izolăm termic și după aceea să-l văruim. E adevărat, probabil cum s-a putut la momentul ăsta. Spuneți că nu e oportun în noiembrie. E foarte oportun în noiembrie. El abia acum trece, se auditează până în februarie-martie, putem face auditul, putem face cerere de ofertă, putem face licitație pentru auditul energetic. În martie avem gata făcut auditul energetic și din primăvară ne putem apuca de reparații și de izolat termic. Nu văd care este impedimentul. Cam atât a fost. Nu mi se pare a fi o mare sfârâie la acest audit tehnic, dar na, fiecare înțelege ce vrea. Mulțumesc, domnul Cristian. O singură întrebare așa pentru inițiatori. Care este suma care trebuie alocată? Pentru că nu reiese efortul financiar, nu reiese din proiect. Puteți aloca ca și articol în buget. O sumă minimă care poate fi rectificată în funcție de... Da, minimă înseamnă unde? Da, deci domnul o sumă anume. O sumă minimă ca să fie în bugetul... Alocați 20.000 de lei. De anul viitor. Și vedem cât costă la fiecare, că nu asta este. Vedem la anul cât este. Eu mă așteptam când veniți cu un proiect să veniți și cu o sumă de sumanitate economică. Mă așteptam când veniți cu proiectul înaintat către votul Consiliului Local. Că se face bugetul pe anul viitor, puteți stabili și acest articol. Atunci se face. Și atunci de ce îl votăm atunci și nu îl votăm... Pentru că proiectul trebuie să funcționeze, deci trebuie să aibă o bază legală. Adică noi trebuie să funcționăm până atunci fără bani? Nu. Deci funcționăm cu bani. Proiectul trebuie să meargă mai departe, iar atunci când se face bugetul, se stabilește o sumă de, în funcție de necesități, care se va fi bugetată. Ce înseamnă să meargă proiectul mai departe? Dacă se votează astăzi, la ceea ce nu crezi că se va vota... Nu facem nimic până la buget când avem bani. Deci merge mai departe. Bugetul se stabilește într-o lună, două. Deci nu cred că vă apucați dumneavoastră într-o lună, două să faceți mai ajustarea ce s-a făcut atâta timp. Da, mie nu mi se pare o abordare profesională. Domnul Cristian, haideți să lămurim problemele, că ne facem la ceea ce am mai făcut o dată.
Și am vrut să intervin la diverse pe tema asta, dar văd că discuția a adus aici. Acum 2 ani de zile am inițiat un proiect legat de apă. Și aceeași discuție a fost atunci cu Onor, tovarășul ex-primar Ledină. Dom'le, spune ce sumă trebuie. Da, m-am ajuns de comun acord că o să punem 25.000 de lei. Și după 2 ani de zile mi s-a spus acum 3 luni de zile, da, la ședința ordinară, că au fost făcute hârtii. N-am primit niciun răspuns, am primit răspunsul că nu se poate rămâne cum a fost. Am cerut să-mi fie puse hârtiile la cutia poștală, au mai trecut 3 luni de zile, nici ele nu sunt puse. Vă informez că vreau să văd acele adrese cu răspunsurile primite și vreau să vă spun că am să le verific. Vă rog să dispuneți compartimentului de specialitate care a făcut acele adrese să mi le remită. Împreună cu răspunsurile primite. În baza unei solicitări, cum ai dat? Ce vreți să fac scris? Păi... Vă putem vorbi de asta? În regulă, vă trimit și scris. Probabil că nu o să mai dureze 3 luni, că acum 3 luni de zile așa vreau să le punem. Pe Facebook, domnule. Nu, pe Facebook n-am poze. Acolo nu... Deci vă rog foarte mult, ceea ce spuneți dumneavoastră acum, da, aruncați 25.000 de lei, care e problema? Suma aruncată e mare? E mică? Nu știu cum e fundamentată asta, adică alocăm așa de dragul de aloca... Păi aveți... O reche, am auzit de 25.000... Nu, Cristian, alocați 25.000 de lei în bugetul anului... De ce 25 și nu 30? Pentru că 25.000 spune inițiatorul, e bun? Inițiatorul mi se pare că nu-i pregătit. Să-mi spună din 25.000... Știți dumneavoastră care vrea inițiatorul dumneavoastră? Atunci spuneți dumneavoastră că trebuie pus. Trebuia făcut un calc economic. Trebuia să faceți o fundamentală. Și haideți să încheiem subiectul aici. Mulțumesc, trecem la vot. Cine este pentru? Și domnul Bozdogan. Împotrivă? Abține? Proiectul aplicat. Punctul 8 pe ordinea de zi este o informare și anume memorul general și raportul de mediu privind actualizarea planului urbanistic general al municipiului Onești, documentație specifică privind obținerea avizului de mediu. Domnul secretar, aveți cuvântul. Acest, de fapt, este un proiect, este o informare și în același timp o invitație. Aveți fiecare de dumneavoastră câte un CV, n-am putut să-l transmit niște mail, este foarte mare. E vorba de un memoriu general și un raport de mediu în vederea aprobării planului urbanistic general al municipiului Onești. Aveți și o invitație conform procedurii ABM Bacău, Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, în data de 8 decembrie, va fi în dezbatere publică, iar consiliul local a fost invitat. Trecem la punctul 9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui spațiu către Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Est Iași prin Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Bacău. Inițiator Alexandru Cristea, viceprimar, Natuc Nicolae, consilier local cu atribuții de viceprimar. Domnul secretar, ce expuneți de motive? Doamna domnul consilier, pentru competențele ce le revin, cu privire la administrarea și gestionarea domeniului public și privat al localităților, consiliul local pot da la administrare de termen limitat bunuri mobile și imobile proprietate publică sau private locale, pe doamna ajută să vă o privată care desfășoară activitatea de prefacere sau de acceptare de publică sau de cilor. Cu foarte prevedere la articolul 123 din legea 2015 pe 2000 administrației publice locale, republicate, cum adică și completările ulterioare, consiliul local pot da în administrare instituțiilor publice, bunuri imobile ce aparțin de domeniul public și privat al localităților. Prin adresa numărul 751 din 4 anul 2015, în rezultatul Primăria Onestului numărul 47 de Mastropală în 6-a 10-a 2015, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Est Iași prin Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Bacău sau Casa Autorității Locale, închirierea în spațiu cu alte destinații de oficiale locuiești în vederea desfășurării activității de verificare și control a operatorilor economici pe raza municipiului Onești. Dacă vă vedeți că municipiul Onești, Comisariatul Bacău, cum protecția consumatorilor Bacău, nu beneficiază de un spațiu financiar, considerăm că ar fi o pietre benefică din locuitorii municipiului nostru,
se evite deplasările la Bacău în vederea prezentării documentelor necesare, cercetării declarațiilor sau încălzirea acte de control. În acest spațiu, vă propunem să aprobați darea în administrarea unui spațiu pentru desfășurarea activității. Pentru rezolvarea acestei situații, municipiul Nești dispune de un spațiu suprață de 24 de metri, situat în spatele Victorului și numărul 1 la etajul 1. Pentru cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Compartimentul de specialitate. Are atribuții privind administrarea domeniului public și privat al municipiului de Hirăbun. Potrivit prevederilor articolului 123 din legea 215/2001 a administrației publice locale, modificările și completările ulterioare, consiliile locale pot da în administrarea instituțiilor publice unul imobile ce aparțin domeniului public și privat al localităților. Prin adresa numărul 751 din 4 septembrie 2015, registrată la primăria municipiului Onești sub numărul 47104 din 6 octombrie 2015, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Est Iași, prin Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Bacău, a solicitat autorității locale închirierea unui spațiu cu altă destinație decât cea de locuit, în vederea desfășurării activității de verificare și control a operatorilor economici în terasa municipiului Ionești. În această cerere au motivat că au nevoie de acest spațiu pentru a veni în sprijinul operatorilor economici care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Ionești pentru a nu fi nevoit să se deplaseze la sediul instituției de municipiu, în vederea prezentării documentelor necesare pentru verificarea reclamațiilor sau încheierii acte de control. Analiza efectuată rezultă că municipiul Ionești dispune de un spațiu cu o suprafață de 24 de metri pătrați, cu strada Dr. Patrici, numărul 1. Potrivit articolului 1 din hotărârea guvernamentală 700/2015, privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, aceasta este instituție publică și funcționează ca organ de specialitate a administrației publice centrale, cu personalitate juridică în subordinea guvernului. Potrivit articolului 4 din același act normativ, exercitarea atribuțiilor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor colaborează cu organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale și are în subordine ca entități cu personalitate juridică 8 comisariate regionale organizate ca structuri teritoriale. Raportat la aceste considerente, propun consiliului să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Avizul comisiei. Cu 4 voturi pentru, am vis favorabil. Mulțumesc. Discuții? Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul a trecut. Înainte de a trece la diverse, suspend ședința pentru 5 minute, timp în care domnul director Găbuneanu trebuie să aducă completările la raportul despre